3% din totalul voturilor exprimate se află concurentul cu numele. Constantina, felicitări! Constantina, mi se pare că lumea te-a votat mai mult singură decât pe vremea când... Da, le mulțumesc! De la locul 2, locul 2 cu 19,5% din totalul voturilor. Vă reamintesc, unul dintre cei care va intra în cursa de eliminare va pleca săptămâna viitoare. După 51 de săptămâni de competiție, la doar o săptămână distanță de marea finală. Atât de aproape și totuși imposibil de atins pentru unul dintre ei. ...19,5% din totalul voturilor merg către un loc fruntaș, își pune niște întrebări. Pe unde o fi Oana? Nu neapărat. Nu neapărat? Oana, la cum te știm, tu ai declarat orgoliul. Da, este. Dar mă gândesc că susținătorii Raimond și Constantina vor să se încurajeze să se împace pentru că se vede că se iubesc. Păi și ai tăi unde sunt? Tot acolo. Păi și de ce sunt mai puțin decât ai lor? Pentru că ai lor au votat mai mult, poate, săptămâna aceasta. Am înțeles. Hai să vedem. 18,8% din totalul voturilor duc următorul concurent pe locul 3. Iar acest concurent este... Oana! Mulțumesc frumos! Felicitări! Mulțumesc frumos! A patra poziție este la o diferență de 5%. O diferență destul de mare de a treia poziție. Are 13,7% din voturi. Și dacă nu va fi Gina sau Alin, atunci cei doi intră umăr la umăr în cursa de eliminare. Alin nu mai respiră, nu mai vede. Nu, aș vrea, dacă se poate, ori azi, ori luni, cred că am și eu dreptul acesta. Dacă voi fi eliminat, să știu și eu să-mi spuneți, acum, măcar spre final, pe ce loc am fost, ce procent am avut. O să-ți spunem când va fi cazul. Acum nu e cazul. Dar revenim la ultimul loc protejat. Dacă nu va fi al vostru, atunci intrați împreună în cursa de eliminare. Dacă va fi al vostru, va intra celălalt împreună cu Grigore. Deci, locul 4 cu 13,7% aparține concurentului cu numele. Laur. Acestea fiind spuse, Gina și Alin intră în cursă, unul dintre ei pleacă săptămâna viitoare, adică cel mai puțin votat. Mulțumesc, Atena Filip, pentru vestimentare.